Ștefania, pregătită să repare situația dintre ea și Cosmin. Pentru cine are concurenta de la casa Iubirii Sentimente Reale, în noaptea asta m-am gândit. În ediția de luni, 27 mai, atmosfera s-a menținut tensionată, după gala de duminică, în care toți concurenții au văzut reacția neobișnuită a Ștefaniei în momentul în care Antoni a invitat-o în camera roșie. În gala de duminică, 26 mai, din emisiunea În Casa Iubirii, s-a produs o ruptură considerabilă între Cosmin și Ștefania, după ce aceasta din urmă s-a arătat extrem de emoționată la intrarea lui Anton în competiție, concurentul pentru care s-a înscris, inițial, în show-ul de la Canal D. Cum are de gând Ștefania să repare situația dintre ea și Cosmin? Deși Antoni nu a fost prezent de la bun început în sezonul 3 al emisiunii, Ștefania a format, pe parcurs, un frumos cuplu cu Cosmin, care s-a îndrăgostit nebunește de ea. Însă partenera lui a fost, în tot acest timp, rezervată în a-și exprima sentimentele, iar venirea lui Antoni în casa iubirii a fost elementul care a destabilizat relația celor doi, înrucât Ștefania a afișat emoții foarte puternice, care, până în prezent, i-au fost străine lui Cosmin. La vederea imaginilor din camera roșie dintre Anton și iubita lui, în care aceasta din urmă nu se putea opri din murat și în care l-a întrebat pe noul concurent dacă ar fi interesat de fetele care sunt în cupluri. Cosmin s-a simțit profund dezamăgit și și-a pierdut complet încrederea în ea. Însă, în ediția de ieri, Ștefania a fost hotărâtă să lămurească lucrurile cu partenerul ei și a părut să-și asume greșelile făcute. Am venit, azi dimineață, cu cele mai bune intenții, în noaptea asta lungă m-am gândit. Chiar dacă, după gală. Tot eu am fost nervoasă și știu că nu aveam motiv să fiu. M-am gândit foarte bine la chestia asta și chiar mi-am dat seama că aș fi putut să-l pierd. Am venit cu cele mai bune intenții. Azi, să îndrept lucrurile sau să încerc să le îndrept?